Furnizorii de energie din România au putut cumpăra astăzi energie electrică aproape gratis. S-a întâmplat la orele prânzului, când un megawatt a costat maxim un ban. Explicațiile sunt legate de faptul că vântul a suflat cu putere în ultimele ore, iar producția de energie verde a crescut, în timp ce consumul în această zi a săptămânii este de regulă scăzut. La ora 14, media puterii înregistrate s-a apropiat de 1800 de megawatts oră și energia furnizată de panourile fotovoltaice a atins valori mari. În mijlocul zilei, acestea produceau aproape 700 de megawatți oră, devenind astfel a cincea sursă de energie electrică a României.